Bine v-am regăsit! Ne apropiem de sfârșitul acestei mini-serii despre lumea cuantică. Acesta este penultimul episod, așa că a sosit timpul să vorbim despre cea mai bună teorie pe care o avem, care descrie lumea cuantică. De fapt, o teorie care încearcă să descrie lumea cuantică este o teorie despre esența a ceea ce numim realitate fizică. Este o teorie despre ceea ce stă la baza a tot ceea ce există. Ei bine, cea mai bună teorie pe care o avem este teoria cuantică a câmpurilor. Vă aduceți aminte, cred că am ajuns la concluzia că în lumea cuantică găsim unde, care atunci când interacționează cu un sistem macroscopic, cu un aparat de măsură, de pildă, sau cu un detector, se manifestă ca particule. Dar undele presupun oscilații. Ale cui sunt aceste oscilații? Ce oscilează? Undele la suprafața apei, de pildă, sunt rezultatul oscilațiilor apei. Undele sonore sunt rezultatul oscilațiilor aerului. Cutremurele sunt oscilații ale rocilor. Inițial, pentru că lumina se poate propaga prin vid, s-a presupus că vidul, spațiul cosmic, este umplut cu o substanță care a fost numită eter luminifer și că lumina se propagă prin acest eter. Dar experimentul Michelson-Morley și multe altele care au urmat n-au putut demonstra existența eterului luminifer. Am vorbit despre acest lucru în miniseria Viteza Luminii. Găsiți linkul pentru primul episod în descriere. Însă faptul că eterul luminifer nu există nu înseamnă că lumina se poate propaga fără un suport. Azi știm că lumina reprezintă doar o mică parte din spectrul electromagnetic. Acolo mai găsim unde radio, microunde, infraroșu, ultraviolet, raze X, raze gamma și mai știm că toate acestea sunt manifestări ale unui câmp, ale câmpului electromagnetic. Deci ceea ce oscilează atunci când se propagă lumina și nu numai lumina, toate undele și radiațiile din spectrul electromagnetic, este un câmp electromagnetic. Teoria cuantică a câmpurilor descrie toate interacțiunile dintre particule și chiar și particulele prin câmpuri și este o teorie care îmbină teoria clasică a câmpului cu relativitatea restrânsă și cu mecanica cuantică. Newton a fost printre primii care au înțeles că atunci când două corpuri interacționează, el se referea la interacțiunea gravitațională, trebuie să existe ceva între ele. Nu există interacțiuni prin nimic. Dacă Luna și Pământul se atrag, înseamnă că există ceva între ele prin care se produce această interacțiune. Dar au trebuit să treacă mai bine de 100 de ani până când fizicienii au început să folosească noțiunea de câmp gravitațional și să găsească și metode matematice de a descrie acest câmp. Teoria cuantică a câmpurilor descrie toate particulele și toate interacțiunile dintre ele cu ajutorul noțiunii de câmp. Dar ce este un câmp? Un câmp fizic este o proprietate pe care o poate dobândi spațiul, indiferent dacă conține substanță sau este vid, iar această proprietate a spațiului produce anumite efecte fizice, fie interacțiuni, adică forțe, fie transport de energie sub forma unor unde. De pildă, în jurul sarcinilor electrice există un câmp electric prin care sarcinile electrice pot interacționa între ele. În jurul maselor există câmpuri gravitaționale prin care masele interacționează între ele. Magneții produc un câmp magnetic care, așa cum am arătat în videoclipul, motorul magnetic se poate comporta ca un material elastic care produce interacțiuni între magneți sau între magneți și corpuri cu proprietăți magnetice. E foarte important de înțeles următorul lucru. Pentru apariția unui câmp este nevoie de energie. Deci pentru schimbarea proprietăților spațiului sau pentru adăugarea unor proprietăți noi, e nevoie de energie. Dar nu este nevoie de energie pentru a menține acele proprietăți. Spun acest lucru pentru că unii cred în continuare că magneții pot produce energie deoarece au un câmp magnetic în jurul lor. Am explicat în acest videoclip de ce nu este așa.
E nevoie de energie ca să aliniem dipolii magnetici a ionilor din magnet, dar odată ce i-am aliniat, ei rămân așa. Nu mai trebuie să dăm energie și nici nu putem produce energie extrăgând energie din câmpul magnetic. La fel, Pământul și toate corpurile cerești au în jurul lor un câmp gravitațional, dar nu este nevoie de energie pentru a menține acest câmp. Am putea face o comparație cu o bucată de plastilină. Ca să modificăm forma bucății de plastilină, trebuie să efectuăm lucru mecanic, adică avem nevoie de energie, dar nu este nevoie de energie pentru a păstra forma respectivă. Plastilina rămâne așa cum am deformat-o. Așa este și cu proprietățile spațiului pe care le numim câmpuri. Un electron produce în jurul lui un câmp electric, dar nu este nevoie de energie pentru menținerea acelui câmp și nici nu putem extrage energie din câmpul respectiv. Dacă vă uitați acum la modelul standard al particulelor elementare, vă puteți imagina că fiecare particulă elementară este manifestarea unui câmp specific. Este o undă sau un pachet de unde care se poate deplasa prin câmpul respectiv. Există, de pildă, un câmp pentru electroni, există un câmp pentru quarkuri și așa mai departe. De asemenea, există câmpuri pentru fiecare interacțiune. De pildă, interacțiunile electrice și magnetice se produc prin intermediul câmpului electromagnetic, iar undele din acest câmp se manifestă prin particule pe care le numim fotoni. Sau forța nucleară tare se produce prin intermediul câmpului nuclear de forțe, iar undele prin acest câmp se manifestă prin gluoni și așa mai departe. Modelul cuantic al câmpurilor ne explică de ce majoritatea particulelor sunt instabile. Pentru că undele, în general, se împrăștie în volumul din jurul lor, disipează energia lor pe unitatea de volum, scade pe măsură ce unda ocupă un volum tot mai mare. Și asta înseamnă pentru o particulă dezintegrare. Dar atunci, cum de unele particule sunt totuși stabile? Ce împiedică energia pe care o transportă să se împrăștie în spațiu, ceea ce ar duce la dezintegrarea particulei? Aici intervin legile de conservare, despre care voi vorbi cu altă ocazie. Acum voi spune doar atât. Particulele nu se pot dezintegra oricum datorită legilor de conservare. De pildă, o particulă trebuie să se dezintegreze în cel puțin două particule pentru conservarea impulsului. Sau sarcina electrică trebuie să fie după dezintegrare tot atât cât era înainte de dezintegrare și așa mai departe. Să vedem un exemplu. Când un foton de mare energie interacționează cu un nucleu, se poate produce o pereche electron-pozitron. Fotonul se transformă într-o pereche de particule. Sarcina electrică este conservată. A fost zero înainte de interacțiune, pentru că fotonul nu are sarcina electrică, și este zero și după, deoarece electronul are sarcina electrică negativă, iar pozitronul sarcina electrică pozitivă, deci în total, din nou, sarcina electrică este zero. Mai sunt și alte legi de conservare, dar așa cum am spus, voi vorbi despre ele cu altă ocazie. Însă foarte importantă este legea conservării energiei. Deci ceea ce împiedică unele particule elementare să se dezintegreze este existența legilor de conservare. De pildă, electronul nu s-ar putea dezintegra fără să încalce măcar una dintre legile de conservare. Și atunci nu se dezintegrează. În concluzie, la baza a tot ceea ce există stau câmpurile. Ceea ce numim particule sunt de fapt pachete de unde care se propagă prin câmpuri. Câmpurile interacționează între ele, ceea ce face ca aceste unde să se suprapună și să formeze unde tot mai complicate, care ne apar nouă ca atomi, molecule, substanțe, corpuri. Tot ceea ce vedeți în jur este suprapunere de miliarde și miliarde și miliarde de unde care se propagă prin niște câmpuri. Teoria cuantică a câmpurilor ne spune deci că tot universul nu este altceva decât o suprapunere de câmpuri prin care se propagă unde. Chiar și cel care vă vorbește acum nu este decât o suprapunere de unde care interacționează. În ultimul episod al acestei serii despre lumea cuantică, voi încerca să trag câteva concluzii legate de ceea ce știm și ceea ce nu știm despre realitatea fizică. De aceea, acest ultim episod va fi legat mai mult de filozofie decât de știință. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!